Bine v-am regăsit la o nouă ediție Extreme Time for Business. Am mai vorbit în această emisiune despre asigurările de sănătate și despre imensul potențial pe care îl are acest segment în România. Cu siguranță însă discuțiile pe acest subiect sunt departe de a fi epuizate în contextul în care asigurările de sănătate reprezintă una dintre liniile de business pe care multe companii mizează pentru creștere în 2017. Invitații noștri de astăzi sunt doamna Mihaela Cojocaru, director comercial MediHelp, și Mihai Șapera, șef serviciu beneficii pentru angajați generalii România. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cum au evoluat în ultimii ani asigurările private de sănătate? Doamna Cojocaru, vă propune să începeți dumneavoastră, să zicem, din perspectiva și a brokerului și a furnizorului de servicii medicale pe acest segment, un MediHelp fiind cunoscut ca un provider complex de servicii pe segmentul asigurărilor de sănătate. Da, ce pot să vă spun este că în ultimii, să spunem, 5 ani, 3 ani, s-a observat într-adevăr o creștere a interesului publicului față de asigurările private de sănătate. Este adevărat că această creștere a interesului nu s-a manifestat așa cum ne-am fi dorit și în volumul de prime, dar suntem optimiști din această perspectivă. Oamenii au văzut ce beneficii au dacă încheie o astfel de poliță și au dat seama că achiziționând o astfel de poliță beneficiază de servicii complete, de servicii de înaltă calitate, că pot să-și aleagă furnizorii de servicii medicale și atunci sunt din ce în ce mai interesați și sperăm ca și în viitor interesul să fie crescând în continuare. Acum, din perspectiva furnizorului de servicii, sigur, avem de-a face cu un public mai interesat, dar mai exigent în privința pretențiilor și în privința serviciilor medicale pe care și le doresc. Bun, avem aici o perspectivă optimistă, să spunem, să vedem și pragmatismul asigurătorului. Este o bătălie, să spunem, între ceea ce oferă în momentul de față sistemul privat de sănătate din România ca alternativă la asigurările de stat, oferite de stat, și sistemul și ceea ce este dispus în momentul de față sistemul să ofere. Totul a pornit de la sistemul de stat, astfel că încercăm treptat să ajutăm la dezvoltarea tuturor serviciilor care pot fi oferite și încercăm să oferim o alternativă, pentru că până la urmă asta sunt asigurările private, sunt o alternativă la ceea ce oferă statul în momentul de față. Într-adevăr, o alternativă de dorit pentru foarte mulți și tocmai pentru că este o alternativă de destulă vreme și pentru că românii se vaită de mult timp de calitatea proastă a serviciilor din sistemul de stat. Doamna Cojocaru, de ce s-au dezvoltat mai greu asigurările de sănătate în România față de alte state? Mi-aș permite să spun că este din nou vorba de mentalitatea publicului nostru. În primul rând este vorba de o lipsă de încredere față de produsul de asigurare, așa a început. Apoi e vorba de comoditate. Sigur, ne plângem de serviciile oferite de sistemul public, dar am dori în continuare să avem servicii mai bune, dacă s-ar putea cu costuri minime sau fără costuri, ceea ce nu se poate. Oamenii s-au învățat mult timp să obțină servicii medicale gratuite, să apeleze la servicii medicale doar atunci când situația o impune, în cazuri urgente, să meargă pe recomandările prietenilor, cunoștințelor, vecinilor, din păcate. Ei, sigur, acest lucru a necesitat timp ca această mentalitate să se schimbe. Domnule Șapera, cum ați explica unui client utilitatea unei asigurări private de sănătate, în general, produsul în sine? Cea mai simplă explicație pe care o putem da, cea mai simplă a tu, este upgrade la ceea ce poate oferi statul în momentul de față. Sunt servicii VIP, să spunem, după cum știți, clinicile private s-au dezvoltat prin a oferi servicii de o înaltă calitate pacienților.
Și ăsta este principalul argument în a convinge un pacient să meargă un client al nostru să meargă într-o clinică privată față de o clinică de stat. Servicii de cea mai înaltă calitate pe care le poate oferi o instituție medicală, rapiditatea în a găsi o clinică care să te poată trata, pentru că poți fi într-adevăr și ghidat către o anumită clinică dacă soliciți acest lucru, și în al treilea rând partea financiară, prin faptul că toate facturile sunt preluate de către noi și el nu trebuie neapărat să resimtă un cost, nu este neapărat necesar ca el să fie pe tot parcursul vizitei într-o clinică privată, nu este necesar să știe exact cât are de plătit sau ce, să fie tot timpul speriat, să spunem, și foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă acolo. Toate costurile sunt preluate de noi și atunci el se poate concentra pe problema medicală pe care o are. El asumându-și practic doar costul mai mic, desigur, al unei prime. Da, până la urmă este o primă pe care o plătește planificat, în funcție de frecvența acesteia, pentru ca ulterior să nu mai resimte un cost, sau dacă resimte un cost, să știe dinainte care este acesta și să nu aibă surprize pe parcursul vizitei la medic, în acea clinică privată. Doamna Cojocaru, și alte beneficii mai sunt ale sistemului privat față de cel public? Eu zic că un mare beneficiu este faptul că asiguratul își poate alege furnizorul de servicii. Beneficiază de o listă lungă, de o rețea de furnizori de servicii, agreat sigur de către asigurător, la care poate apela atunci când are o problemă. Un alt beneficiu destul de mare este acela că poate alege, bineînțeles, dacă achiziționează planul de asigurare potrivit, poate beneficia și de servicii medicale în clinici aflate în afara teritoriului României. Sunt situații în care tratamentul nu poate fi efectuat în țară și atunci asigurarea îi dă și acest beneficiu, îi oferă beneficiul acesta mare, spun eu, de a putea apela la competența altor furnizori de servicii din străinătate. Bun, beneficiile sunt numeroase și sunt clare. Cu siguranță putem întreba orice român dacă și-ar dori servicii medicale private și-ar spune că da. Să vedem însă și în ce măsură acesta se concretizează într-o cerere a pieței. Sunt asigurările private de sănătate în acest moment un beneficiu extrasalarial solicitat de către angajați și dacă nu, și dacă da, cum răspund angajatorii? Sunt din ce în ce mai solicitate. Sincer, cred că în ultimii 7 ani de zile, cam așa, 5 dacă e să fim pesimiști, au început să crească cererile, în special din partea angajatorilor, pentru astfel de beneficii. Pe de o parte, pentru a fideliza angajații respectivi, sunt foarte multe domenii în care fluctuația de personal este foarte mare, pentru că nu mai ține doar de fix salariul, pachetul salarial pe care îl poți oferi angajatului, ci ține mai mult de întreaga schemă de beneficii pe care o poți da, printre care sunt și aceste asigurări. Bineînțeles, ele sunt foarte, foarte multe. Dar asigurările sunt o parte din ce în ce mai importantă. Spuneam, pe de o parte pentru a încerca să contracarezi fluctuația de personal, pe partea cealaltă pentru că există un mare beneficiu fiscal în momentul de față pentru companii, prin această deductibilitate fiscală. Și atunci, vă spuneam, din ce în ce mai tare se vede interesul companiilor în a găsi astfel de servicii și pe partea cealaltă interesul angajaților de a vedea exact ce oferă un angajator sau celălalt, care este diferența. Au început să pună întrebări, ok, ce este diferit acum, ce am în plus acum, ce de la un asigurător la altul, de la o asigurare la abonament și tot așa. Vorbim despre asigurări private de sănătate și auzim destul de des că sunt niște produse scumpe. Acum, fie că vorbim de companii care se gândesc să le ia ca beneficii extrasalariale, fie că vorbim despre retail, despre români care pur și simplu se gândesc la o acoperire pe această parte individuală, ce nivel de venituri ar fi necesar, doamnă Cojocaru, pentru a beneficia de o acoperire a unei asigurări private de sănătate?
Sigur, este destul de dificil a da un nivel minim, bănuiesc că asta interesează. Însă piața oferă acum produse de asigurare numeroase și aș îndrăzni să apreciez absolut pentru toate buzunarele. Sigur că în funcție de nivelul primei plătite sunt și serviciile de care viitorul asigurat va beneficia pe parcursul perioadei de valabilitate a poliței. Însă, având în vedere multitudinea de servicii oferite, iar având în vedere faptul că unele polițe permit accesul la tratamente în afara granițelor țării, tratamente care știm că au un cost foarte mare, spunem că nu e vorba de un cost atât de mare încât un salariat cu un nivel mediu sau peste medie să nu și-l poată permite. Deci le considerăm accesibile, cu atât mai mult cu cât sunt atât de necesare. Sigur că da. Da, și dacă la nivel de polițe individuale, să spunem, este nevoie de un nivel de salarizare mediu, la nivel de companie, atunci când compania implementează o astfel de asigurare, avem clienți, să spunem, începând de la clienți cu salariu minim pe economie, la care angajatorul oferă angajaților salariu minim pe economie, să spunem, la care oferă o astfel de asigurare ca și beneficiu, pentru că trebuie totuși să le ofere un minim necesar în care ei să poată să-și continui activitatea la locul de muncă, să le ofere niște beneficii pe care altfel nu ar avea cum să le acceseze, în așa fel încât să se reîntoarcă la muncă cât mai repede, în caz că se întâmplă ceva, și până la nivelul companiilor care au un nivel de salarizare foarte, foarte mare, foarte bun și oferă astfel de beneficii, cum spuneam mai devreme, pentru a fideliza angajații. De asta, gama este foarte variată, gama de clienți este foarte variată pe un astfel de produs. Și să nu uităm și facilitatea fiscală care există, e reală, până în 400 de euro, această cheltuială este deductibilă fiscal. Da, foarte important. Și sperăm ca în viitor să fie chiar o sumă mai mare, acest nivel să crească. Deci, ar putea fi un motor de creștere sigur pentru că, acest categoric segment. Unul dintre motivele pentru care vă avem pe amândoi invitați astăzi, pe lângă faptul că amândoi sunteți specialiști în acest domeniu pe care le analizăm în emisiunea de astăzi, este și acela că aveți MediHelp și General, e un produs lansat împreună. Cum a luat naștere ideea acestui produs cu acoperire internațională, pentru că acesta înțeleg că este specificul său, și ce a stat la baza dezvoltării sale și sigur cum se diferențiază poate de alte produse existente pe piață în același stil? Da. Sunt de fapt trei părți implicate aici, o parte lipsește și acesta este reasigurătorul nostru. Okay. Acesta este în Anglia. Ca și asigurare internațională, cu acoperire internațională, aceste asigurări au luat naștere în Anglia. Acolo și de acolo au început să fie importate și aici. Ce se întâmplă însă pe piața locală în momentul de față este că aceste asigurări sunt vândute direct din țara de origine, din Anglia, spre exemplu. Ceea ce înseamnă că nu există un suport local. Asigurarea se încheie cu cei de acolo, într-adevăr, prin intermediari care sunt aici, dar se încheie cu asigurătorul dintr-o altă țară. Și apoi, în momentul în care este nevoie să se acceseze această asigurare sau dacă sunt întrebări suplimentare, ce ar fi, aceste întrebări ajung într-un fel sau altul la acest asigurător. Ce am încercat noi să facem este să oferim suport local, atât în partea de vânzare inițială, cât și în partea de servisare a clientului. Și vă spuneam, cele trei părți implicate de care spuneam mai devreme sunt reasigurătorul, care este cel care ține riscul în spate. Acesta este Generali Global Health, GGH, pe scurt. Este o parte a grupului Generali la nivel internațional. Apoi avem Generali România ca și asigurător local, ca și fronter. Noi suntem cei care emitem polița, toate documentele sunt cu numele nostru pe ele. Și foarte important, noi suntem răspunzători în fața angajaților, în fața legii. Să spunem, și asta este iarăși foarte important pentru că noi este mult mai simplu și
un nivel de siguranță mult mai mare în cazul în care discuți cu un asigurător local, nu neapărat cu cineva din afară, la care să spunem poate ajungi mai greu altfel. Iar apoi este MediHelp, care prin experiența lor, și aici iarăși vorbesc numele lor un pic, prin experiența lor ca și broker și ca și servisator, pot să ofere un beneficiu local. În caz de daună în mod normal, pe produse care nu au suport local, se discută direct cu cei din, nu știu, din țara în care există call center-ul pentru noi pe produsul respectiv, pentru România. În cazul acesta, MediHelp oferă acest call center. Ei sunt primul nivel de interacțiune în caz de daună. Cum au primit clienții produsul? MediHelp internațional vinde de ceva vreme astfel de produse de asigurare și până anul trecut, când am lansat împreună acest produs, MediHelp a mai vândut și pentru alți asigurători internaționali. Pot să spun însă că acest program conceput și lansat împreună cu generalii Global Health și cu generalii România a adus un plus de flexibilitate, a adus o gamă mai largă de servicii și a oferit de asemenea mai multă accesibilitate din punct de vedere al prețului pentru asigurătorul român. Deci a fost primit destul de bine. Ce mai adaptat la specificul este local. Este mai adaptat la specificul local și nu în cele din urmă, este foarte important de menționat, a adus și o listă mai mare, mai lungă de furnizori de servicii medicale. Așadar, asigurații au o opțiune largă. Au o plajă largă de furnizori de servicii, de clinici, de spitale, unde se pot adresa în cazul în care au probleme de sănătate. De unde poate fi achiziționat acest produs? De la generalii, de la MediHelp împreună? De... Da, deci poate fi achiziționată și de la forța noastră proprie de vânzări, de la agenții noștri, poate fi achiziționată și de la MediHelp ca și broker în cazul acesta, dar și de la toți ceilalți parteneri ai noștri, toți ceilalți broker cu care lucrăm în momentul de față pe orice alt tip de produse. Chiar dacă este un broker cu care am mai lucrat pe produse de beneficii pentru angajați, să spunem, sau nu, sau s-a lucrat doar pe partea de auto, pe orice altceva, orice broker care dorește să intermedieze un astfel de produs poate să o facă, orice client care merge la un broker care are contract cu noi poate să solicite o astfel de ofertă. Este un produs care se subscrie greu, este nevoie de anumiți pași care trebuie parcurs, spre exemplu este necesar un proces de analize detaliate ale clientului, viitorului client? Nu, clientul completează o cerere, să-i spunem, un formular în care declară afecțiunile pe care le-a avut sau pe care le are și în cele mai multe cazuri, completarea acelui formular este suficientă pentru ca subscriitorii să analizeze riscul și să decidă în privința subscrierii. Există însă cazuri în care un anumit asigurat a avut în trecut sau are în momentul în care completează cererea respectivă o anumită afecțiune. În aceste cazuri există posibilitatea ca asigurătorul să-i solicite fie rapoarte medicale suplimentare, fie să-i solicite să facă un set de analize sau un set de controle medicale și apoi să decidă dacă îl preia sau nu în asigurare. Există diferențe între vânzarea acestui produs către retail sau către corporate, respectiv către companii, persoane juridice sau către persoane fizice interesate? Da, de fapt procesul în cel mai complex caz este în cazul persoanelor fizice care au avut, să spunem, mai multe probleme de sănătate. În cazul în care, cum spunea și colega mea, trebuie să completeze un formular și în cazul în care în acest formular sunt trecute multe probleme medicale, ei vor trebui să pună la dispoziție câteva detalii. Nu sunt trimiși să facă analize special pentru această asigurare, dar este nevoie să primim acele documente pe care le aveau deja legat de acele probleme.
Cu cât crește numărul de persoane asigurate, deci în momentul în care trecem de la persoane fizice la persoane juridice, cu cât crește numărul de persoane asigurate, cu atât cresc beneficiile și se poate simplifica procesul de ofertare și de emitere a poliței. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de la 3 persoane încolo, să spunem, pentru o companie care încheie pentru cel puțin 3 angajați, se văd deja discounturi în prima de asigurare. Începând de la 10 persoane încolo, nu este neapărat necesar să se facă această subscriere medicală, această analiză medicală. Se poate face cu un impact asupra primei, bineînțeles, se poate face o preluare a tuturor problemelor medicale preexistente, fără a mai fi necesară declararea acestor. Și tot așa, cu cât este mai mare numărul de persoane, cu atât pot apărea beneficii din ce în ce mai mari. Ceea ce am făcut noi, ce am discutat cu toți împreună cu reasigurătorul, a fost să ne asigurăm că acesta înțelege că în momentul în care grupul este mai mare, cu cât este grupul mai mare, cu atât dorește ca acest proces să fie mai simplu, tocmai pentru că este oricum complex prin faptul că discutăm de un număr foarte mare de angajați. Cu cât este mai mare numărul de angajați, cu atât este bine să încercăm să simplificăm acest proces. Și principalul atu în cazul persoanelor juridice, să spunem, este această preluare a afecțiunilor preexistente fără declararea istoricului medical pentru fiecare persoană în parte. Este un lucru care se cere din ce în ce mai des, pentru că într-o formă sau alta, toată lumea a avut ceva până acum. Un abonament, o altă asigurare, o asigurare locală, nu neapărat internațională. Și este important să îi se poată oferi această continuitate. De aici a venit și acest beneficiu. Bun, avem beneficii, avem și flexibilitate. Ne adaptăm la orice tip de client. Să zicem că se întâmplă ca un beneficiar al unei astfel de polițe să aibă nevoie de să parcurgă pașii necesari prin asigurare. Care ar fi acest proces? În momentul în care intervine o problemă de sănătate, ce pași se urmează pentru a beneficia de ceea ce îți oferă o astfel de asigurare? În momentul în care apare o problemă de sănătate, pașii sunt relativ simpli și acest lucru îl și promovăm atunci când vindem acest produs. Spuneam mai devreme de o listă foarte lungă de furnizori de servicii medicale agreați. Asiguratul nu are decât să apeleze la oricare dintre acei furnizori de servicii agreați, sigur, în funcție de planul pe care și l-a achiziționat, dacă este vorba de Europa sau dacă este vorba de întreaga lume, depinde care e acoperirea teritorială, deci se poate adresa către oricare dintre furnizorii de servicii medicale din lista respectivă. Merge și se internează sau își face tratamentul, urmând ca decontarea să se facă direct între asigurător și unitatea medicală respectivă. Dacă e vorba de spitalizare, dacă e vorba de tratament ambulatoriu, atunci e posibil să intervină în anumite situații fie colegii noștri care asigură partea de daune, de servisarea clientului în caz de daună, sau furnizorul extern, dacă e nevoie de autorizarea unui anumit tip de tratament. Sigur, clientul, asiguratul mai are și posibilitatea să se adreseze în afara rețelei de furnizori de servicii medicale agreați, dar în acest caz sunt mai mulți pași de urmat, primul fiind acela de a anunța, de a ne anunța pe noi sau pe sau compania de servisare externă, iar tratamentul respectiv într-o clinică sau într-un spital care nu este cuprins în lista respectivă necesită autorizare. Am înțeles. Ca și o completare aici. Care sunt pașii pe care îi poate, prima chestiune pe care o poate face în mai multe cazuri? Fie sună la call center-ul dedicat pentru a întreba exact ce să facă în continuare, care sunt pașii de urmat. Fie dacă este o chestiune foarte urgentă, el este în afara țării, să spunem, este într-o anumită țară în care nu știe exact ce să facă,
poate să meargă la o clinică parteneră, dacă știe, să spunem, că, care este clinica parteneră, să meargă acolo și să spună exact că, domnule, sunt asigurat, am această, el primește un card, de fapt, orice e asigurat primește un card pe care are câteva date de contact. În momentul în care merge la o clinică, poate să spună, am acest card, sunt asigurat generalii, vă rog să preluați discuția cu ei. Sau poate să sune el la un număr de telefon de urgență, în cazul în care, spuneam, este într-o altă țară, nu știe exact ce trebuie să facă, se simte foarte rău, să zicem, sună la numărul de pe card și este preluat și transportat către cea mai apropiată clinică care îl poate prelua pentru analize. Fie în cazul clinicilor din afara rețelei, după ce face această preaprobare, să spunem, în momentul care sună și spune vreau să merg în afara rețelei, astea sunt serviciile de care am nevoie, asta vreau să fac acum, îi se poate spune, ok, puteți merge mai departe, dar veți veni ulterior pentru decontarea cheltuielilor. Spuneam, depinde foarte mult de la caz la caz, ideea este că are aceste canale. Poate să sune la call center, poate să sune la acele numere de urgență, sau poate să meargă direct la clinici și clinicile să facă legătura cu noi. Depinde de ce se întâmplă fiecare caz. Important e să înțelegem că e un sistem prietenos și că nu se împotmolește nimeni, are o asigurare, dar de fapt nu reușește să o folosească, fiindcă ar fi foarte complicat să acceseze serviciile. Nu, este simplu de accesat. Eu vă propun să închem cu o întrebare pe care vă o adresez fiecăruia dintre dumneavoastră și anume referitoare la așteptările pe care le aveți în acest an de la acest segment al asigurărilor de sănătate. De la începutul anului până acum am auzit în nenumărate rânduri cum multe companii de asigurări, de brokeraj mizează pe asigurările de sănătate pentru o creștere sănătoasă care să compenseze oarecum pierderile pe care piața le înregistrează pe segmentul auto și nu numai. În calitate de specialiști în acest domeniu, cum vedeți anul 2017 pentru piața asigurărilor de sănătate? Începem cu doamna Cojocaru? Da. Eu personal cred că va crește piața asigurărilor de sănătate, sper într-un ritm mai accelerat decât a făcut-o până acum și sper de asemenea ca acest lucru să se întâmple nu doar pentru a compensa pierderile de pe alte clase de asigurări, ci pentru că avem clienți din ce în ce mai conștienți de faptul că au nevoie de astfel de produse de asigurare și că pentru a beneficia de servicii de calitate este nevoie să aibă o astfel de poliță. Piața va crește indiferent de câte piedici am pune noi, oricine altcineva. Asta este clar. Și atunci ce este foarte important este să ajutăm la creșterea acestei piețe, să avem suportul legal, să avem cadrul legal pentru a face chestia asta și de a avea suportul angajatorilor în principal în a face angajații să înțeleagă ce înseamnă o astfel de asigurare, la ce se pot aștepta, care sunt beneficiile din a avea o astfel de asigurare, în așa fel încât să împreună să putem cere de la sistemul medical să ofere exact ceea ce au nevoie angajații. Pentru că asta este partea cea mai importantă și de aici, să spunem, a pornit dezvoltarea unui astfel de segment, în momentul în care clinicile private au început să înțeleagă nevoia pacienților din România și au încercat să ofere servicii care să fie o alternativă într-adevăr reală la ceea ce oferă serviciul de stat în momentul de față, asigurările de stat în momentul de față. Să sperăm că această nevoie din ce în ce mai bine conștientizată, dublată de servicii de calitate, diversificate, oferite din ce în ce mai multe, să ducă într-adevăr la creșterea pe care o așteptăm cu toți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi și pentru opinii. Vă mai așteptăm în continuare cu vești despre produsul pe care îl aveți împreună și nu numai, și despre celelalte. Și să auzim într-adevăr numai de creșteri pe segmentul acesta de asigurări de sănătate. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Noi ne revedem și joia viitoare pentru o nouă ediție Xprime Time for Business.